Competiția fotbalistică Liga Prieteniei, organizată de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, va programa în această seară ultimele 4 partide ale etapelor. După ce competiția a propus întâlnirea față în față a echipelor din grupe, urmează ca de joi din cele 16 echipe aliniate la start să continue doar 8 dintre acestea într-un sistem eliminatoriu. Din fiecare grupă se vor califica primele 2 echipe, care de joi se vor întâlni în optim. De joia viitoare, câte 2 echipe, primele 2 clasate din grupe, merg mai departe în faza optimilor. Cu siguranță lupta va fi din ce în ce mai acerbă. Am rugămintea către capitanii echipelor, către reprezentanții echipelor să respecte deviza campionatului, respect și bun simț înainte de victorie. Aș dori să le spun participanților că au venit aici să joace pentru distracție, în primul rând, au venit aici să-și arate abilitățile fotbalistice, dar să nu uite să-i respecte pe ceilalți participanți, dar în același timp arbitrii și organizatorii competiției de fotbal. Așadar, de joi în Cupa Ligii Prieteniei urmează optimile, dar până atunci, în această seară, ultimele 4 partide din grupe în care se vor întâlni. Salvatorii Real Boys, SC Viron Gazesa, Amicii, Astra Flor, Unirea Frătești și IPJ Giurgiu, PTF Giurgiu.